Domnul senator Corlățean, apoi urmează domnul senator Pălărie. Doamna președintă, n-aș fi fost tentat să iau cuvântul dacă nu vedeam că aplicarea selectivă a regulamentului se face și astăzi. Doi vorbitori de grup, am zis, este util, pentru că dezbaterea e importantă, un scurt comentariu. Acest proiect de lege de aprobare a unei ordonanțe de urgență este un proiect important și el trebuie dezbătut, sunt absolut de acord. N-a trecut pe la Comisia de Politică Externă, cu asta e competența. Unii iau contact acum de acest proiect de lege, dar simplu fapt că se pune problema opțiunii între pentru mamă, a te întoarce după 6 luni la muncă și statul vine și stipendiază această chestiune, presupune o alegere și ideologică. E mai importantă piața forței de muncă și business-ul sau e mai importantă creșterea copilului și familiei și un nucleu care e foarte important într-o societate care are tendință de dezagregare, din păcate. Deci asta e o discuție care ar fi trebuit purtată. Fiecare are dreptul la opțiune. Eu personal nu împărtășesc opțiunea propusă de guvern. Mulțumesc!